Salut! Bine v-am găsit la episodul 100, după cum ați văzut în titlu. Acum este vineri seara și m-am dat seama, știut că azi n-am filmat nimic, ieri de asemenea n-am filmat nimic, am făcut o scurtă pauză și o să vedeți imediat și de ce, pentru că ieri am editat altceva. Alo? Da. Da. Mulțumesc. Eu s-am sunat să mă felicit. Deci, acesta este un episod cu totul și cu totul special, pentru că este numărul 100. Și dacă tot n-am filmat ieri și ieri m-am chinuit să editez un clip care m-a dat o provocare în Final Cut, o să vă arăt imediat videoul. M-am gândit ca episodul acesta să fie o scurtă retrospectivă a ce am făcut în 100 de episoade. O să vedeți secvențe scurte din fiecare episod de până acum. Și după asta, după ce vă vedeți clipul, vă mai arăt câteva chestii. Și după aia încheiem episodul ca să nu fie prea lung. Vă las să vedeți acum retrospectiva celor 99 de episoade, deci fără 100, cel de acum. Acum. Ora 7:45. Vezi, eu îmi fac asta ca un jurnal. Bună dimineața, am dormit un pic mai mult astăzi. Sunt cea mai frumoasă diva din Belgia. Ce sperați? Nu vreau să mă arăt în locul. Așa că m-am cumpărat. Uitați cu ce mă filmez acum. Noapte bună, v-am pupat. În acest vlog, în acest episod, o să vă prezint soțul meu. Bără, în acest vlog. Bără, n-au să vrei pur și spune mulțin lucruri. Da, bine, zici tu, noapte bună. I got a feeling. Astăzi, la episodul 30 din vlog, o pasta de prăjite la ora asta? Nu. Și atunci de ce faci? Să fie. Dar să mă fac bine de la abuzi de la ciorba. Deci o mașină a blocat circulația la toate tramvaiele. Da, au câștigat PSD alegerile. Se pare că mi-a cam stricat acoperișul la garaj. Dimineața mereu la analize amândoi. Carul ăsta se tot schimbă pe zi ce trece.
căsătorica la bebe. Și dacă nu se naște azi, mâine, cred că sigur vine. Când se naște bebele, se naște direct un an. El o plâns așa. Așa voce are. Cam așa arată casa pe care am comandat-o noi. Mai strâng un pic din... Ia să... Am trecut de 500 de abonați. 500, nu 400. 501 avem acum. Da, așa mă vedeam înainte. M-am luat iPhone 7. Astea sunt confortabile și acum eu mă aud foarte ciudat. Două înainte să-l trimit, mă așteptam ca cei de la Depanero să nu mi-i repare, pentru că Depanero sunt cei mai proști din toată România la reparat. Până la urmă, EMAG au fost foarte de treabă, m-au contactat pe Facebook, m-au contactat la telefon și s-au ocupat de problemă. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Iosua. De MacBook. Uitați-vă și voi ce frumos e. Cum să nu-ți fie, uite ce subțire, cum să nu-ți fie dor după ăsta. Este vorba de MacBook-ul ăsta, MacBook Pro. Este din 2012. Deci în spate este fundația noastră. Ați observat? Deci eu i-am editat până acum vlogul. Ați observat că tot timpul zice sâmbătă cu Cătăl? Deci cam asta s-a întâmplat în 99 de episoade din vlogul meu și poate unii din voi ați văzut în acest episod că s-a schimbat câte ceva la decorul din biroul meu. Hai să vă arăt ce am făcut. Pe peretele ăsta era biroul, dar l-am mutat în partea asta. Aici m-am pus un monitor, este calculatorul vechi de la birou, MacBook-ul. Și mâine o să vină un monitor mare care o să vină în loc la MacBook aici. Camera este mult, mult mai aerisită și mai faină așa. M-am chinuit un pic să trag priză până aici și cablu de net, dar am reușit până la urmă și îmi place mai mult în partea asta. Și uitați cât loc am aici. Pot să fac tot ce vreau. Hai să vă arăt ce a făcut și Cătă ca să sărbătorească cele 100 de episoade. Nu știu cât de bine se vede. Este o rețetă de cheesecake japonez, cred că, să nu mai știu cum îi zice. Dar este foarte bun, așa răcoros, cu brânză. Nu este prea dulce, nu este... Este numai bună, a nimerit-o foarte fain. Hai să vă fac un pic poftă. Are textură super, super. Mă pun să mânc plăcinta. Revin. Bun, am terminat de mâncat cheesecake-ul. Acum o să vă las, încheie episodul acesta. A fost un scurt de retrospectivă. Asta a fost principalul scop a acestui episod. Am vrut să fac ceva mai special, dar astea două zile nu prea m-am simțit bine și acum
vreau numai să dorm, dimineața m-am trezit la 6 să lucrez. Deci acum sunt cam rupt, este ora, cât e ora? 11, cred că e 12. În fine, nu m-am schimbat ceasul la calculatorul ăla. Ideea e că sunt obosit. Și pentru ca să nu vă mai obosesc nici eu, vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la 99 de episoade din vlogul meu. Mulțumesc celor care m-au comentat, care m-au dat like-uri, share-uri, sunteți super tari. Apropo, dacă aveți întrebări pentru mine și Cătă, puteți să le lăsați în comentarii și dacă se atârnă destul, o să fac un episod împreună cu Cătă să răspundem la întrebări. Deci, 5 luni de vlog au trecut foarte repede, s-au întâmplat multe, nici n-am apucat în filmare să pun câte am vrut eu, dar chiar s-au întâmplat multe și a fost super tare. Acum așteptăm cele următoarele 99 de episoade, nu? Bun, mulțumesc pentru că v-ați uitat la episodul ăsta, sunteți cei mai tari. Nu uitați că mâine urmează sâmbăta cu Cătă. Până atunci v-am pupat de 99 de ore. Pa!